așa cum mari artiști ar trebui să facă, și Florica e una dintre ei, îi susține pe tinerii foarte talentați din zona de unde vin ei. Aș vrea să ne povestești puțin despre solista pe care o vom introduce acum în platoul nostru. Da, această solistă este din regiunea noastră, Crișana. Noi suntem acolo, regiunea Crișana, cele trei Crișuri. Crișul alb, Crișul repede, Crișul negru. Și ea vine din zona noastră, interferență de munte, și mi-a plăcut că din prima zi când ne-am văzut a știut ce vrea. Am întrebat-o dacă îi place muzica, nu numai la moșul, la baba, la mama, la tata, la neamurile noastre. O zis că nu, că îmi place. Îți place muzica, n-o să cânți. Și mi-a cântat. Și să cânt și asta, și să cânt și asta. Și eram pe un playlist de-a meu care îți place asta, bușa asta, așa, asta, așa, asta. Din clipa aceea am văzut-o cât de mult iubește și își dorește, și este un copil foarte disciplinat, o cheamă Riana. Riana și mai cum? O cheamă Riana Giurgelea, dar eu mi-am permis să-i sugestionez, că m-am uitat așa la ea, de unde vii tu? Și am zis, o cheme Riana Vârfuriana. Riana Vârfuriana? Da, ea este din zona Vârfurile. Eu sunt Paul. Ce vârstă ai? 12 ani. Îmi place costumul tău popular, extraordinar de frumos. Mulțumesc. Cine ți l-a realizat? Acest costum l-am primit de la instructorul meu de la dansuri. Bravo! În această seară am înțeles că o să cânt un duet cu Florica, dar aș vrea să las publicul puțin în suspans și să vă pun un pic mai târziu să cântați, pentru că Valentina o să ne ofere un moment artistic din partea unui alt invitat, pe Daniela Pleșca, nu înainte de a o întreba pe Riana de când cântă, de la ce vârstă? Când e mică, dar am început să cânt mai bine, pot să spun așa, de la 11 ani, 12, cam așa. Și poți să înțeleg că Florica Zaha este un mentor pentru tine? Da. Da? Vezi că și... A, nu, ochii nu, am crezut că sunteți cam la fel cu ochii, dar nu. Tu ai ochii albaștri, pe cine moștenești? Pe tati sau pe mami? Pe tati. Bravo, draga mea. Areți foarte bine. Învață îmbrăcată. Foarte bine la școală, este o fată foarte disciplinată, ea vinerea vine 200 de kilometri și cântăm. Și cântă, nu, și cântă și încearcă să cânte frumos, și toată lumea spune că acum cântă mai frumos. Și îmi plac costumele ei pe care le are toate și le alege cu deosebită atenție și cu bun gust pentru vârsta ei, pentru prestația ei de începător. Eu pot să spun că am un costum de vară, unde cânt la petreceri. Și a meu e această zi. Așa mi-a plăcut să vin în această zi cu un costum de vară. Mă bucur. Pentru că tot e seara duetelor, Florica Zaha are un duet cu tânăra generație, cu Riana Vârfuriana. Mulțumim, Paul. Tu ești frumos la chip și la suflet. Ești un artist mare, un om deosebit. Și îți mulțumim foarte frumos pentru prezentarea făcută și mai ales pentru curajul pe care, prin aceste cuvinte frumoase și reale, le primesc cei care vin în premieră astăzi la tine. Vă ascultăm cu mare drag, doamnelor și domnilor, Florica Zaha și Riana Vârfuriana. Ai, hai, lume, iar hai. Tu, mamă,
acasă. Ai, hai, lume, iar hai, e frumos și zestre aleasă. Ai, hai, lume, iar hai, să înveți cântecul de acasă. Ai, hai, lume, iar hai. Doamne, Doamne, bune varsă, ai, hai, lume, iar hai, har și dar în viața noastră, ai, hai, lume, iar hai. Doamne, Doamne, bune varsă, ai, hai, lume, iar hai, har și dar în viața noastră, ai, hai, lume, iar hai. Neamul nostru să cântăm, ai, hai, lume, iar hai, oamenii